Comitetul Național pentru Situații de Urgență a stabilit măsuri suplimentare pentru 30 de zile în vederea gestionării riscului de sănătate publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2. Astfel, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței după ora 22, masca devine obligatorie atât în interior cât și în aer liber, iar magazinele se vor închide la ora 21. Acum a fost aprobată hotărârea de guvern care modifică hotărârea prelungirii stării de alertă care este în vigoare și vine cu anumite măsuri suplimentare care o să menționez cele mai importante dintre ele, hotărârea deja vi s-a comunicat. Sunt interzise evenimentele private, nunți, botezuri, conferințe, workshop-uri pe durata de 30 de zile. Atrag atenția aici că hotărârea de guvern este valabilă până la data în care a fost emisă ea original, așa că hotărârea CNSU este pe 30 de zile, dar acum s-a prelungit până la finalul actualei hotărâri și se prelungește din nou când prelungim hotărârea de stare de alertă în următoarea perioadă. 2. Restricții la magazine, limitarea programului între 5 și 21, iar de la ora 22, pe întreg teritoriul țării, va fi interzisă circulația decât pentru excepțiile care le cunoașteți, la care se adaugă persoanele vaccinate sau trecute prin boală și care trebuie să prezinte organelor de control certificatul respectiv. Și atenționăm că folosirea unui certificat care este fals, care este împrumutat sau care nu este al persoanei respective, duce la deschiderea unui dosar penal și la, de fapt, se consideră infracțiune, așa că atenționăm oameni care vor ieși să folosească doar certificatele lor proprii când le prezintă organelor de control. Totodată, accesul în toate zonele care nu sunt esențiale, asta lasă la un loc farmaciile, magazinele alimentare, asta se face numai folosind certificatul verde pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală. Pentru magazinele esențiale se intră cu măsurile de sănătate publică, dar fără certificat verde. În rest, se intră pe certificat verde persoane vaccinate sau trecute prin boală. Copiii care sunt sub vârsta vaccinării nu pot intra în spațiile respective decât dacă sunt însoțiți de un adult care este cu certificat valabil de vaccinare sau trecut prin boală. Pentru magazinele alimentare din interiorul centrelor comerciale, adică mall-uri, se va intra numai cu certificatul verde, pentru că în mall nu se putea intra decât cu certificatul verde. Cum am zis, deci vaccinat sau trecut prin boală. S-a abilitat Ministerul Educației să emită ordinul pentru introducerea vacanței pe 14 zile în tot sistemul școlar. Aici vorbim de inclusiv de after school-uri care sunt menționate în hotărârea de guvern. Și rămâne doar la nivelul de creșe. Ele sunt singurele care vor rămâne deschise. Poftiți? Da, se aplică la toți regula. Și va fi comunicat acest lucru la toată lumea. Rămâne valabil livrarea la domiciliu, valabilă după orele 21 și pe durata nopții. Deci asta nu se oprește. Iar la intrare la clădirile publice, în clădirile oficiale, este obligatorie prezentarea certificatului verde pentru vaccinat sau trecut prin boală sau testat pentru toți care sunt din afara sistemului care lucrează în clădirea respectivă, adică vizitator, oameni care vin cu orice treabă vor trebui să prezinte certificatul. Asta la nivelul clădirilor publice. Iar la nivelul clădirilor private, pentru persoanele, pentru clădirile care sunt cu peste 50 de persoane, atunci se va prezenta la fel certificatul verde pentru vaccinați, trecuți prin boală sau testați. Pentru introducerea acelorași reguli
angajaților din clădirile respective. Aici nu se poate acest lucru să se realizeze prin hotărâre de guvern și va fi realizat prin modificare legislativă, propunere legislativă, fiind, din ce am înțeles, trimisă deja la Parlament. Cam astea sunt măsurile din următoarea perioadă. Activitățile competițiilor sportive vor, ca să nu uit asta, vor fi desfășurate fără public în următoarea perioadă. Sunt interzise, bineînțeles, concertele, spectacolele în aer liber, iar la nivel de cinematografe, la nivel de teatre, capacitate de 30%, dar cu certificat verde testat sau trecut prin boală. La fel, restaurantele vor continua să funcționeze în condițiile care funcționează doar pentru persoanele cu certificat verde sau cu trecere prin boală, dar cu limitarea programului până la orele 24.